Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Vă spun la o nouă întâlnire cu cântecul popular și interpreți dragi dumneavoastră. Astăzi am poposit pe meleaguri mehedințene, mai bine zis, deasupra podului lui Dumnezeu, în bâriacul ponoarelor, de unde am ales o floare mândră în miez de vară, pe placul dumneavoastră. O tânără interpretă pe care personal o iubesc, o îndrăgesc și o apreciez de când am cunoscut-o și a reușit ca pe tot parcursul acestor ani să mă convingă că într-adevăr a fost lăsată de Dumnezeu să aducă ceva nou în cântecul mehedințean. Când am cunoscut-o era copil. A trecut ani, ea a crescut, acum copilul de altădată este mămică, dar n-a uitat niciodată că Dumnezeu i-a dat har și dar de a cânta și a bucura inima celor ce îndrăgesc acest gen de muzică. Mai mult de atât, la miezul nopții pășește într-un nou an de viață. Este și motivul pentru care astăzi am ales ca împreună să-i urăm la mulți ani. Pe tot parcursul emisiunii ne vom bucura așadar și de urările dumneavoastră, dar acum să ne bucurăm de prezența în studioul televiziunii Accent TV a îndrăgitei interprete de muzică populară din Mehedinți, Venera Despău Gogan. La mulți ani, Venera! Vreau să fiu eu primul care te pup. Vă mulțumesc! Să-ți dea bunul Dumnezeu sănătate, să fii mereu bucuria celor ce te înconjoară și dragostea și iubirea lor să nu te părăsească niciodată. Doamne ajută! Vă mulțumesc din suflet! În primul rând vreau să spun bună seara și bine v-am regăsit atât pe dumneavoastră cât și telespectatorii noștri de acasă. Sunt onorată să mă aflu în această seară, zic eu, o seară de sărbătoare alături de toți cei dragi. Sărbătoare pentru tine, dar sărbătoare și pentru cântec. Și pentru cântec, da. A trecut aproape un an de când nu ne-am văzut aici în studio. Și da, iată că întâmplător, la miezul nopții, tu pășești într-un alt an al buchetului vieții tale. Așa este. Mâine o să împlinesc o frumoasă vârstă, de care sunt foarte bucuroasă, pentru că au fost ani frumoși și frumoși și anii tăi lăsați de Dumnezeu. Da, anii mei frumoși. Dar aș vrea să spun că au fost ani frumoși. Cei mai mulți dintre ei. Da. Care i-ai trăit alături de cântec. De cântec sau prin cântec? Alături de cântec, prin cântec, de marea mea familie, publicul. Da. Ce frumos. Pentru că dacă publicul n-ar fi alături de mine, nici eu n-aș fi astăzi ceea ce sunt. Da. Spre deosebire de alți interpreți din zona mehedințiului, tu ai venit pe piața muzicală cu un stil propriu. Da, fiind la zona de interferență dintre mehedinți și Banat, am ales să cânt și Banatul. Da. Te-ai născut în Bâriac? Da, în Bâriac, comuna Ponoarele, județul Mehedinți. Da. Și am plecat dintr-o familie frumoasă, numeroasă, dar frumoasă. De ce spui că ai plecat? Pentru că de 14 ani locuiesc la Timișoara. Trăiești în Timișoara. Da, dar... Dar totdeauna te întorci acasă. Cu tot dragul acasă, da. Și nu era momentul, dar trebuie să le spunem telespectatorilor că și soțul tău, Dani, pe care îl salut în acest moment, a fost de acord ca voi să vă faceți viața frumoasă sau bătrânețea frumoasă la aici, la Bâriac, construindu-vă o casă.
O casă care o să fie... O casă mare. O micuță pensiune. Da, cine o să stea acolo decât voi? Da. Draga mea Venera, o să vorbim mai multe pe parcursul emisiunii. Dăm voie să-i salut și eu pe colegii mei din regia de emisie și din platou. Este vorba de Bogdan Țurcaș, prietenul meu fără de care n-aș putea să duc la bun sfârșit aceste emisiuni, și mulțumesc pentru tot sprijinul acordat în realizarea acestor emisiuni. Ionuț Șorop, pe care îl salut cu aceeași dragoste și prețuire, și nu în ultimul rând pe domnul Sabin Cosmulescu, un prieten de care mi-e dor mereu când nu-l văd câte o săptămână. Este omul care aduce veselie în platou și care se luptă cu camerele aici, cu... ca un leu, ca un leopard. Uite-ți. Fără ei noi nu am putea să apărăm în casele oamenilor. Mulțumesc din suflet pentru sprijinul acordat și dați-mi voie să vă reamintesc binecunoscutul număr de telefon 0351 414 410, număr de telefon la care domniile voastre pot suna și intra în legătură directă cu noi începând din acest moment. Alo! Alo! Sărut mâna, bună seara! Bună seara! Bine ați revenit în casele noastre! La mulți ani, iubita mea! Te pup dulce! Vă mulțumesc! Sunt supărat! De ce? De ce numai pe ea o pupați? Și pe dumneavoastră, dar întâi și întâi doamnele se pupă și apoi lăsăm la urmă bărbatul. Păi dacă dumneavoastră sunteți o doamnă, putea să pupați un băiat. Eu o stimez pe Venera foarte mult și știu. Am glumit, doamnă. Pupați-o pe ea de două ori, că merită. E și ziua ei de naștere la noapte. I-am așa. Urat la mulți ani. I-am urat de acum să fiu prima sau eu mai și urat careva înainte. Cine te-a sunat? Astăzi am primit foarte multe telefoane. Spuneți-i cu cine vorbește, că ea încă nu și-aduce aminte. Știu, cu doamna de la Craiova, doamna Maria. Maria. Doamna Mariana. No. Nu e. Vezi? Amintește-ți mai bine. După voi ce păi vă cunosc. Câtă dar... lume a sunat-o pe ea astăzi? Te-am sunat acum câteva zile. Spuneți-i că e și ea obosită. Probabil. Sunt de la Merinești, Maria Ghiță. Maria, vedeți că v-am reținut numele, v-am botezat așa. Da, dar nu mai știai restul. A ajuns la mine la Han și s-a pozat în fața Hanului. Da. Dar nu erați, am venit înspre ca să vedeți că am fost, v-am așteptat, m-am suțit, m-am învârtit și totuși o să revin în continuare, dar ne vedem, ne auzim poi mâine, care e ziua Comunei Goiești și Picul de Sus. Doamna Maria, n-aveam întâlnire cu nimeni. Eu, în general, nu prea îmi dau întâlniri, că e nevasta plecat. Da, a fost o glumă. V-am și scris acolo. Îmi pare rău că n-am fost acasă. Da, am văzut. Am avut o treabă pe acolo și am trecut. Am zis să trec pentru ce am vorbit eu cu dumneavoastră. Da. Oricum v-am urmărit și pe Facebook cu cântecul. Prea puțin așa, dar în realitate, să ne vedem în realitate mai bine. Da, doamnă, vă aștept pe câmpia întinsă. Ați văzut că e mai mare decât câmpia Padeșului, câmpia de la Șimnicul de Sus, acolo unde va fi unul dintre cele mai frumoase evenimente din Oltenia. Am văzut de anul trecut și acum iară revin iar acolo la dumneavoastră. Mai ales că ați văzut că eu totdeauna aduc numai nume mari din folclor acolo. Am văzut, i-am felicitat și v-am felicitat și pe dumneavoastră pentru tot sprijinul și pentru tot. Domnul face lucruri extraordinare. Uite, o să luăm și pe Venera în stafful nostru, pentru că vreau să am și ceva special din Mehedinț. Cu tot dragul. Chiar am purtat o discuție săptămâna trecută, nu? Săptămâna trecută, da. Cu tot dragul, aș vrea și eu. Numai că timpul e înainte. Doamna Ghiță, vă mulțumesc pentru telefon. Stați puțin, să dau și o dedicație, că doar
care am vorbit. Vă rog. Felicitația să fie pentru ea în special. Da. Vă mulțumesc din suflet. Pentru familia ei, pentru fetița ei. Da. Pentru dumneavoastră, pentru domnii din regie, că sunt acum imediat în fac legătura. Pentru familia mea, pentru toți melineștenii de aici, pentru domnul Neanicu Pota, familia dumnealui de la Dănciulești. Da. Și pentru toți care sunt de urmăresc acest post, acest direct. Accent TV. Așa, Accent TV. Așa. Vă îmbrățișăm cu drag. Și multă sănătate, multă venera. Mulțumim, Doamne ajută. Te rog, în continuare, multe cântece noi proaspete și te voi asculta cu cele mai... Vă îmbrățișăm cu drag. ...cu melodii și cu drag. Dacă doamna Maria Ghiță de la Melinești... Dacă doamna a vorbit acum a zis o săptămână și ceva... Cu cântecul înainte, haide să și cântăm. Am să-i rog colegii mei din regia de emisie să pregătească primele două daruri muzicale, special pentru toți telespectatorii postului de televiziune Accent TV și în mod special pentru doamna Maria Ghiță. Ready?
să le spun să schimbe locul. Atunci la ei am strigat, tare rău m-am îniat, să îi cer bate-i norocul, să le spun să schimbe locul. Nu venea să cred că ești, tocmai tu de sumăcești. Erai tu cu altă fată și-am plecat din gândurată. Florile ce-am adunat am ascultat-o așadar pe Venera de Spău Gogan, interpretând două cântece. Măi, Venera, știi cum s-a terminat, care au fost versurile la primul cântec, la final? La mulți ani, omule bun! Nu. Și la anul care vine să-ți petreci... Să... Tot, și la anul care vine să te petreci, să tot, te cu petreci tot cu mine. Vezi? Adică v-am urat încă un an. Adică la anul să fii tot să lângă mine aici când, da, când trecem în celălalt an. Să dea Dumnezeu pe care ne-l dorim cu toții să fie plin de bucurii și de realizări. Cu cine ai înregistrat albumul? Cu Corin Irimia de la Timișoara și cu Doru Țăran. Se vede că e ceva, un alt gen de orchestrație comparativ cu ceea ce se... Ceea ce se cântă la noi, se exact cântă la voi. Am spus și la ai început. Vrut? Hai, spune-mi, uimește-mă. Fiind la zona de interferență dintre Mehedin și Banat, am ales să cânt și Banat. Eu cânt foarte mult Banat și atunci... Dar spune-mi, la evenimentele la care mergi, ce cânti mai mult? Jumate-jumate, depinde ce se cere. Sau depinde de loc? De loc. Sau, da, depinde și de locul unde de merg. Zona unde are... Dar având în vedere că am foarte multe evenimente în Banat, da, când Banatul. Da. Avem un telefon. Alo! Bună seara, domnul Ionu Șerban. Sărut mâna, doamnă! Sunt de la Bâlta, Pușa. Cum vă numiți? Pușa, de la Bâlta. Pușa. Da, da, doamna vreau Pușa. Să fac niște, vreau să fac niște dedicații, domnul Ionu. Pentru familia mea, da? Pentru domnul Sabin Firiza de la Valea Mare, cu toată familia, le transmite în sănătate multă. Prietenul meu drag. Da, domnul Nelu, da, da. Așa? M-am mai întrebat de dumneavoastră, să știți. Da? Da, da. Uh-huh. Așa, să fie pentru cumnatele mele, pentru nașa Paulina Iang, familia Nadira, familia Damianu Câmpianu împreună cu familia, că mâine, peste două, trei zile are nunta la Unirea. Așa? Are nunta. Și poftim? Să zic, fie fericit. Să fie sănătoși. Da. Da, spuneți-mi, doamna... Toate emisiunile din această seară să fie pentru toată lumea care ascultă accentul. Da. Doamna, doamna Pușea, da? Acolo la Bâlta aveți un mare violonist, pe Neanicu de la Bâlta. Exact, da, Bâlteanu, da. E, vedeți? Suntem vecini, domnul Nelu, da, sigur. A cântat și soția dumnealui. Sigur că da, da, da. Să-i spuneți că acum... îl salut și îi doresc tot binele din lume și dumnealui și soției. Da, domnul Nelu, și acum cântă copiii. Da, dar uite, Neanicu mi-a făcut o surpriză așa de frumoasă într-o seară la finul meu, la Vasile Tapo Tălătărețu acasă. Mi-a cântat cu soția dumnealui așa cum se cânta acum 40 de ani. Da, foarte frumos. Sunt, da, 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 sigur că da, da. Ce mare bucurie mi-au făcut. Am trăit cu adevărat nostalgia copilăriei. Sunt niște oameni deosebiți, să știți. Mă bucur. Foarte pusecade. Mă bucur nespus de mult. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnul Nelu. Să rămână, doamna Pușea, sănătate multă. Sănătate. Îmbrățișați-i pe toți cei dragi și nu uitați să salutați vecinii. Așa, măi, Venera, vezi? Uite ce frumos, doamna Pușea, ce...
ce bine se simte aici când ne urmărește pe noi. Sunt sigură că sunt foarte mulți telespectatori care urmăresc această emisiune. Și eu am mai spus-o și o repet, un atum plus pentru televiziunea Accent este și faptul că au în spate Radio Accent, care este un post de radio foarte iubit peste tot pe unde se prinde. E un post regional și extraordinar de bine cotat. Da, așa este. Și apreciat de radioascultători. Pentru că la țară majoritatea din și vecinii mei dau drumul la radio și ascultă muzică de dimineața până și seara. Și tot pe Accent, nu? Da. Toată lumea pe Accent. Da. Câte piese are albumul? 15. 15? Da. Cânteci. 15. Că piesele sunt alea din fabrică, știi? Da. Așa? Acum lucrez la alte cântece cu Corin, cu Irimia. Da. Sper să-mi iese cât de repede. Bine, și el este foarte ocupat cu evenimentele, dar... Și mergi pe aceeași linie? Nu neapărat. Vreau să fac de mehedinți. Mehedinți. Da. O să mai colaborez și cu colegul meu, Costel Bugă. Îl salut pe maestru Bugă. Salut și eu și pe el și pe Adela. Cu el colaborez... La evenimente? Da, la evenimente. Uh-huh. Suntem împreună de anul acesta. Așa, spune să știe lumea. Deci ea e formația ta din acest an, nu? Formația lui, eu sunt solistă, da. Da, păi, de-aia spun. Zic, pentru sunteți... că eu colaborez și cu băieții de la Timișoara. Uh-huh. Și merg și singură ca și solistă. Da, e foarte bine. Atunci aș vrea să te rog să ne cânti tot singură în seara asta. Cu tot dragul. Și o să rog pe Bogdan să pregătească alte două cântece, pentru că Venera a venit astăzi să cânte și să ne încânte. Venera Despău Gogan. Că de tine mi-este dor, amândoi să ne iubim.
venit, că mi-ai dat, Doamne, în viață, mi-ai dat tot ce mi-am dorit. O fată rază de soare, suflet din sufletul meu, și mă rog, Doamne, la tine, tu să-mi oferești de rău. O fată rază de soare, suflet din sufletul meu, și mă rog, Doamne, la tine, tu să-mi oferești de rău. Suflet din sufletul meu, și mă rog, Doamne, la tine, tu să-mi oferești de rău. O fată rază de soare, suflet din sufletul meu, și mă rog, Doamne, la tine, tu să-mi oferești de rău. Să-i le fac pe toate, nu-ți mai ceri, Doamne, nimic, nu mai să-mi dai sănătate, în viață să pot munci, ca să-i le fac pe toate, să pot să fiu lângă tine, și la bine și la rău, asta îmi doresc pe lume, să-mi dea bunul Dumnezeu, să pot să fiu lângă tine, și la bine și la rău, asta îmi doresc pe lume, să-mi dea bunul Dumnezeu. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto-TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto-TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Like a shooting star, I go. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, B, E, C, E sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Nou în Craiova, școala de șofer Lupu. Numărul 1 în Oltenia. Școlarizează gratuit șoferi pentru categoriile C și E și asigură angajare în Evals, Olanda. Angajează șoferi pentru tir fără experiență. Școala de șofer Lupu dispune de un parc auto diversificat și de săl de cursuri dotate după normele europene, de personal specializat la cele mai înalte standarde. Școlarizează toate tipurile de atestate profesionale. Relații și programări la 0745 772 672, 0351 463 738. Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill.
Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat. Ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu. Ești în căutarea unui loc de muncă? Acum ai ocazia să lucrezi într-un colectiv energic și cu dorință de afirmare. Aviron Plus, compania care a preluat fosta Avicola și care a finalizat reconstrucția întregului complex Avicola, angajează agenți de livrare, mecanic întreținere, electrician și instalator. Se oferă salariu atractiv, plata orelor suplimentare, bonusuri în funcție de performanțe, traininguri în țară și în străinătate, bonuri de masă, transport și o masă caldă. Relații la numerele de telefon 0728899999 sau 0728285273. Pomadilcom SRL. Pomadilcom SRL vă așteaptă în sediile din Târgu Jiu, strada termocentralei numărul 15, bulevardul Ecaterina Teodoroiu, în complex Păltiniș, Rovinari, Cărbunești, Brănești, cu produse de sezon, alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, dulciuri, prăjituri, cozonaci și multe altele. Pomadilcom SRL, satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră. Primăria și Consiliul Local Roșia de Amaradia vă invită în perioada 28-30 iunie la Zilele Comunei Roșia de Amaradia. În desfășurătorul evenimentului vor fi competiții de fotbal, parada portului popular, festivalul cântecului și dansului popular, decernări de premii și alte activități. Locuitorii Comunei Roșia de Amaradia se vor bucura de un spectacol extraordinar de muzică populară cu artiști faimoși. Vor urca pe scenă, vineri începând cu ora 19, Alina Lăcătușu și Alina Achim. Sâmbătă, ora 19, Emil Badea, Elena Balan, Dumitru Vasilescu, Claudia Dascălu și Ilie Dură. Duminică seara, invitați special vor fi Ionuț și Doinița Dolănescu, dar și alți artiști îndrăgiți. Manifestările vor avea loc pe stadionul din comună. Vă așteptăm cu drag! Piscina Dumbrava din Târgu Jiu te așteaptă cu muzică, distracție și soare. Piscină în aer liber. Simte adrenalina pe topoganele din parcul de distracții. Ambianță, cocktailuri, bună dispoziție, natură. Vă așteptăm zilnic între orele 10 și 18. Doar la piscina Dumbrava, distracția e garantată și vara e mai fierbinte. Vrei să ai tâmplărie PVC de calitate? Atunci nu mai sta pe gânduri, alege Cipribon. Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul tâmplăriei PVC, Cipribon dispune de o linie tehnologică proprie de producție, echipată cu aparatură de ultimă generație. Cipribon vă pune la dispoziție o gamă largă de produse și servicii de calitate la un preț competitiv. Folosim profile Rehau și Vivaplast, Feronerie, Roto și GU. Producem și comercializăm sticlă bombată. Oferim transport și garanție la lucrare. Ne puteți găsi în Târgu Jiu, pe Alea Digului și în strada Victoriei numărul 159, vis-a-vis de liceul numărul 2, sau la numerele de telefon 0762-259083 sau 0762-259084 sau pe site-ul www.cipribon.ro. Cipribon. Calitate înainte de toate! Soliști de muzică populară. Postul de televiziune Accent TV organizează filmări în data de 28 iunie 2019, într-un cadru deosebit, Casa din Pădure din localitatea Runcu. Vă așteptăm în intervalul orar 9-18 să facem cele mai frumoase videoclipuri într-un loc de vis. Thank you.
opri, dar nu e așa minune, anii nu-i oprește nimeni. Mi-aș putea măcar o zi, anii în loc să-i pot opri, dar nu e așa minune, anii nu-i oprește nimeni. Cum să fac, cum să fac, anii în loc să-i opresc, măcar doar pentru o zi, să nu mai îmbătrânesc. Cum să fac, cum să fac, anii în loc să-i opresc, măcar doar pentru o zi, să nu mai îmbătrânesc. Câte-și tânăr și-n putere, pe inimii pe plăcere. Trăiește-ți omule viața, că se duce tinereața. Câte-și tânăr și-n putere, pe inimii pe plăcere. Cum să fac, cum să fac, anii în loc să-i opresc, măcar doar pentru o zi, să nu mai îmbătrânesc. Cum să fac, cum să fac, anii în loc să-i opresc, măcar doar pentru o zi, să nu mai îmbătrânesc. Dragostea, puiule, cu cine să-mi împart? Că nu știu, nicuță, nu știu ce să fac. Dragostea, puiule, cu cine să-mi împart? Ce să fac? Dragostea, puiule, cu cine să-mi împart? Că nu știu, nicuță, nu știu ce să fac. Dragostea, puiule, cu cine să-mi împart? Dragostea, puiule, cu cine să-mi împart? Că nu știu, nicuță, nu știu ce să fac. Dragostea, puiule, cu cine să-mi împart? Am ascultat-o și am urmărit-o din nou pe Venera Despău Gogan după pauza publicitară și mi-am adus aminte așa de acele momente frumoase în care ne-am întâlnit odată cu mai mulți interpreți acolo sus pe platou de la lacul Zaton. Da, la Ponoare. La Ponoare, de la podul lui Dumnezeu. Și sus la Liliac ne-am întâlnit. Și sus, nu, dar când am făcut emisiunea, da, la podul lui Dumnezeu acolo sus. Da, a fost un peisaj de vis și da, este un peisaj foarte frumos. Mai avem un telefon. Alo! Alo, bună seara, domnul Nelu, dumneavoastră și la invitata dumneavoastră. Bună seara! Să rămână, doamna Motoi din Târgu Jiu. Da, da? Mulțumesc că m-ați recunoscut, da, da. Da, doamna Motoi. Toate melodiile.
de la doamna, să fie pentru soțul meu, Costel Motoi, cu tot dragul, are melodii foarte frumoase, da? Pentru părinții mei, familia Zinca George și Eleonora, pentru socrii mei, Vasile și Irina Motoi, pentru familia Talabă, Georgiana, Claudiu și Sebastian și pentru sora mea, Nicoleta și Robert Coman. Și emisiuni cât mai frumoase de doamnă, și pentru dumneavoastră, din partea noastră, toate cântecele oferite și însoțite de cele mai sincere urări de sănătate, fericire și bucurie. Vă mulțumesc și dumneavoastră bucurie la întreaga familie. Cu tot dragul vi le dăruiesc. Să aveți o seară minunată. Măi, Venera. Da. Stam și te admiram în momentul în care interpretai și mă gândeam, îți mai aduce aminte de primele tale începuturi? Cu cine ai început să cânti? Prima și prima dată am început să cânt cu o formație de la mine din zonă. De nu, la din copilărie. Copilărie. Ei au fost primii mei lăutari, să zic. Da? Te duceai la evenimente și ți era drag. Am început cu spectacole, se organizau sărbări, da? În sat și mergeam în fiecare an prin toate satele și a fost cele mai frumoase amintiri din viața mea și o să rămână, da, acele. Rămâi amintiri la băieți aici. Da. Alo? Alo? Bună seara, domnul Nelu. Bună seara. Cu cine avem onoarea? Mitică din Târgu Jiu. Da, domn Mitică, fără frică. Ia zi-ne, amitică. Ce să vă spun, acum sunt plecat din Târgu Jiu într-o calitate mai îndepărtată puțin, la țară. Da, dar e tot adumitare localitatea. Tot, unde m-am născut, de fapt. Unde ești, neamitică? Aproape de muzicante de la Pârâu. Foaie verde de Mohor, de la Pârâu de Pripor. Nu de la Ciuperceni, de Pripor. Ciuperceni. Așa, da. Așa, neamitică. Înseamnă că scântă lăutarii acolo. Păi dacă stau seara așa la aer seara, ia uzi cum cântă. Ia jos acolo, aici cântă. Da? Așa. Da, de când eram copil, știam. Și prieten cu ei, am crescut cu ei aproape. Da? Ce frumos. Da. Spun, ia zi-ne, mitică. Ce să vă spun? Ca de obicei, eu, miercurea nu uit. Numai dacă cine știe el, ca să nu vă urmăresc, v-am spus, sunt un fan al muzicii populare. Mă bucur. Această emisiune cu doamna Venera Gogan o dedic familiei mele, ca de obicei, soția, copiii, nepoții și cumnați, rude și nași, ca de obicei, nu trebuie să spunem un pomel așa în general, și pentru dumneavoastră și cât mai multe emisiuni și cât mai mult soliști să aduceți în casă noastră. Vă mulțumesc din suflet, domnul Mitică, să fiți sănătos. De seară să vă petreceți frumos, să vă cânte lăutarii. La iarbă verde, că e foarte frumos. Sâmbătă avem Sfântul Petru, bâlci la Ciuperceni. E bâlci la Ciuperceni? Da, și da, ce da, să face, da. Ce să faci acolo la bâlci? Păi ce să facă? Era și de vite, azi și mâine, dar domnii de la DSB ăsta au închis târgurile, că nu mai vândă țăranii vite, mai bine îl lași la abatoar din ei. Aha. Știți? De aia nu mai e bâlciu. Trebuie să-ți ia și mâine și a rămas numai bâlciu de distracție sâmbătă, de că așa este finalul. E bine și atunci, de cât de loc. Da, da, păi ăsta este, ăsta nu poate să-l închizi. Da. La bărbat nu apare pesul. Bine, neamitică. Sănătate multă, să cumperi de acolo alviță. Așa. Cu tot dragul, seara frumoasă vă doresc. Ai început să cânti cu băieții, ai cântat cu băieții și după care ce ai făcut, mai Venera? După care ce am făcut? M-am înscris la Școala Populară de Artă de aici, de la Târgu Jiu. Da? Și făceai naveta? Da, am făcut naveta. Îl salut pe domnul Costel Argint, din păcate doamna Camelia. Îl salut și eu pe prietenul meu, domnul Costel Argint. Noi. Am făcut 3 ani de zile, după care am mers, am imprimat. Primul meu album a fost cu Costel Bugă, acum 20 ceva de ani în urmă. Am imprimat și cu domnul Aurel Blondea, de aici, de la Târgu Jiu. Îl salutăm pe maestru Blondea. Pe domnul Luca Adrian, îl salut și pe dumneavoastră lui.
Am colaborat, așa cum am spus, și cu băieții de la Timișoara și sper să am mult, mai multe colaborări. Doamne ajută! Să fim sănătoși, să putem să le facem pe toate. Da. Spune-mi, dacă fetița ta e o fetiță, fetița ta nu cântă? Nu, ea face sport de performanță. Da. Da. A fost anul acesta la Națională, e acum 3 săptămâni, unde a luat locul 3, dar e foarte bine. S-a bucurat foarte, foarte mult și noi. Da. Dani este soțul ei. El n-a cântat niciodată. Nu. Dar eu totdeauna l-am apreciat pentru faptul că... El mă susține. El ți-a înțeles dragostea de cântec și te-a susținut mereu și te susține în continuare. Da. I-am spus de la bun început, de când ne-am căsătorit, că vreau să îmi urmez visul, pentru că acesta a fost visul meu din copilărie și... A înțeles lucrul acesta, este extraordinar că e foarte greu ca cineva să te înțeleagă, pentru că noi, ca și soliști, mă refer, suntem foarte, foarte mult implicați. Așa este. Numai că voi sunteți o familie bazată pe dragoste, pe afecțiune și pe respect reciproc. Și atunci, normal că el știe că tu ai plecat de acasă să faci treabă. O să-l salutăm și noi când vine să te ia de aici. Dar până atunci va trebui să ajungem și la Timișoara și de aceea. Da? Am să rog pe Bogdanel să mai pregătească două cântece pe care aș vrea să le ofer în dar celor trei frați Gușiță, Gheorghe, Costică și Ion. Sunt trei frați minunați, trei meseriași vestiți în zona Gorj-Mehedinț, acolo în zona voastră, la Baia de Aramă. Și pentru toți cântă Venera de Spău Gogan.
ajute fiecare. Așa mi-a dat Dumnezeu tot după sufletul meu. Numai Dumnezeu a vrut din puțin ca să fac mult, din copil sărac ce-am fost. Venera Gogan din nou cu alte două cântece frumoase pe care le-ai interpretat. Ai și tu foc la inimioară, nu? Ca tot omul. Cine îți creează cântecele? Majoritatea eu. Sunt creațiile tale, da, personale. Am văzut că ai trăiri așa speciale, că le iau din viața de zi cu zi. Da? Da. Și bine faci. Da, pentru că cel mai important este să cânt ceea ce simt. Și mai e o chestie, să regăsesc toți. Sunt adică oameni care, sunt se, oameni regăsesc, care se mai regăsesc și în cântecele tale, nu? Da, pentru că unele sunt de dragoste, am cântece de copii, am cântece de sat, mi-am creat
o melodie, prima mea melodie a fost Floarea albă dintre munți, sunt fată din Mehedinți. Și am crescut lângă izvor, în inima munților. Da? Lucru adevărat, nu? Da. Da. E... Acolo mă și inspir de fiecare dată. Când merg... Te întorci acasă în Mehedinți? Momentan nu. Nu, zic, când te întorci acasă în Mehedinți, te alimentezi? Mă alimentez cu tot ce mi oferă natura. Da. Pentru că stând pe iarbă... Ai fost acum în coptul cireșelor acolo, acasă. N-am prins. N-ai prins. Din păcate, foarte puține. Da. Dar... Vreau să-l salut pe Neagică de la Ponoare, pe Neagică Pătrașcu, care totdeauna venea la noi și ne oferea țuică de cireșe, de pere, de prună. Da, la noi se face foarte multă țuică de cireșe. A avut grijă de noi mereu. Am să rog pe Bogdan Țurcaș să luăm o pauză publicitară, după care o să ne întoarcem cu alte două cântece interpretate de Venera Despău Gogan. Publicitate! Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi Auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesionist. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă unde îți poți pune în valoare aptitudinile și ideile, demonstrând implicare și responsabilitate, te așteptăm să te alături echipei noastre. Aviron Plus, compania care a preluat fosta Avicola și care a finalizat construcția întregului complex Avicola, angajează inginer automatist, mentenanță, industrie alimentară, inginer abator și specialiști calitate în industrie alimentară. Se oferă salariu atractiv, plata orelor suplimentare, bonusuri în funcție de performanțe, traininguri în țară și în străinătate, bonuri de masă, transport și o masă caldă. Relații la număr de telefon 0728899999 sau relații la numărul de telefon 0728285273. Pomadilcom SRL. Pomadilcom SRL vă așteaptă în sedile din Târgu Jiu, strada Termocentralei numărul 15, bulevardul Ecaterina Teodoroiu, în complex Păltiniș, Rovinari, Cărbunești, Brănești, cu produse de sezon, alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, dulciuri, prăjituri, cozonaci și multe altele. Pomadilcom SRL. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră. Primăria și Consiliul Local Roșia de Amaradia vă invită în perioada 28-30 iunie la Zilele Comunei Roșia de Amaradia. În desfășurătorul evenimentului vor fi competiții de fotbal, parada portului popular, festivalul cântecului și dansului popular, decernări de premii și alte activități. Locuitorii Comunei Roșia de Amaradia se vor bucura de un spectacol extraordinar de muzică populară cu artiști faimoși. Vor urca pe scenă, vineri începând cu ora 19, Alina Lăcătușu și Alina Achim. Sâmbătă, ora 19, Emil Badea, Elena Balan, Dumitru Vasilescu, Claudia Dascălu și Ilie Dură. Duminică seara, invitați special vor fi Ionuț și Doinița Dolănescu, dar și alți artiști îndrăgiți. Manifestările vor avea loc pe stadionul din comună. Vă așteptăm cu drag! Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat.
ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu. Piscina Dumbrava din Târgu Jiu te așteaptă cu muzică, distracție și soare. Piscină în aer liber. Simte adrenalina pe topoganele din parcul de distracții. Ambianță, cocktailuri, bună dispoziție, natură. Vă așteptăm zilnic între orele 10 și 18. Doar la piscina Dumbrava distracția e garantată și vara e mai fierbinte. Universitatea de stat Constantin Brâncuș din Târgu Jiu Gorj, acreditată instituțional, vă oferă programe de studii universitare de licență la următoarele facultăți. Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, Facultatea de Științe Economice, cât și programe de studii universitare de masterat, perioada de înscriere 8-26 iulie. La Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, înscrierea se face în aceeași perioadă cu înscrierea la facultăți. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Republicii numărul 1, pe e-mail univ@utgjiu.ro și la telefon 0253 214 307. Universitatea Constantin Brâncuș. Învățăm împreună, pregătim cariere împreună. Nou în Craiova, școala de șofer Lupu. Numărul 1 în Oltenia. Școlarizează gratuit șoferi pentru categoriile C și E și asigură angajare în Evals, Olanda. Angajează șoferi pentru tir fără experiență. Școala de șofer Lupu dispune de un parc auto diversificat și de săl de cursuri dotate după normele europene, de personal specializat la cele mai înalte standarde. Școlarizează toate tipurile de atestate profesionale. Relații și programări la 0745 772 672, 0351 463 738. Soliști de muzică populară. Postul de televiziune Accent TV organizează filmări în data de 28 iunie 2019, într-un cadru deosebit, Casa din Pădure din localitatea Runcu. Vă așteptăm în intervalul orar 9-18 să facem cele mai frumoase videoclipuri într-un loc de vis.
ferice era ce noi, că ne aveam bine amândoi. Și tot
lor. Azi sunt fericită că sunt mama lor. Să-mi cresc în lume cu mult drag și dor. Am ascultat-o din nou pe Venera Despău Gogan, interpretând alte cântece frumoase din repertoriul său. Bă, ce frumos a sunat acolo, că fericit e omul cel ce are în casă și fată și băiat. Vi-l dăruiesc cu tot dragul, pentru că știu că dumneavoastră am și fată și băiat, dar dai seama că aveți și toți, nepoței frumoși. Da, toți cei care au în casă o fată și un băiat acum au savurat cântecul tău. Bineînțeles, pentru toți părinții le dedic cu tot dragul. Da. Vreau să-l salut și pe Dani, pe soțul tău, care, vezi, așa cum spuneai, ai anticipat, a venit să-ți asigure aici protecție și să te duc acasă alături de cei dragi. Am salut și eu familia și pe toți cei dragi, pe toți telespectatorii. Poți să-i salut și pe cei de la Bârâiac, de acolo, care te urmăresc și acum. Și pe consătenii mei cu tot dragul. Pe consătenii mei, pe cei de la Baia de Aramă, că am foarte mulți vecini acolo, consătenii. Spune-mi, și pe toți cei care ne urmăresc, bineînțeles. Mai avem o legătură telefonică. Alo!
Să trăiască domnul Nelu Șerban. Să trăiți și dumneavoastră. Să rămână la doamna... Bună seara! Venera! Venera! Am pe norul meu care o cere pe dânsa cu fetița de cânta acum ultimul cântec. A, v-ați regăsit în cântec acolo, nu? Mă cunoaște domnul Nelu, nu? Alo! Mă cunoașteți? Păi spuneți-i și ei cine sunteți, că domnul degeaba vă cunosc eu. Eu nu. Sau poate... Danicu, fata, domnule. Eu, Dania Nicule, dar spuneți-i și ei. Păi, dânsa n-are cum să mă cunoască, dânsul nu? Este Nanicu, fota de la Dănciuleș de Gorj, căruia doamna Maria Ghiță, la începutul emisiunii, i-a oferit în dar primele cântece. Dania Nicu. Așa, ce doresc eu la dumneavoastră? Și așa vă urmărim de la început, de nu primul ne bucurăm din suflet. Așa. Toate melodiile care le aveți până la sfârșitul programului să fie pentru toți prietenii mei, pentru dumneavoastră, mulțumim, pentru regie și pentru tot ce se uită la Accent TV Gorj. Am văzut că aveți foarte mulți prieteni și pe Facebook, domnul Nicu. Am o grămadă de unde da? O 1067. Să fii sănătos. Până la 10-15.000 mai aveți. Să trăim, da, să rămână o seară bună în continuare. Te îmbrățișem cu drag, Nea Nicule. Sănătate multă. Doamne ajută, sănătate, numai bine. Venera, vreau să te întreb cât de greu este să stai departe de locurile unde ai copilărit? Pentru mine nu este foarte, foarte greu, pentru că vin în fiecare săptămână acasă, da, aproape în fiecare săptămână. Asta este un atu în plus. Da, dar este foarte greu în momentul în care pleci din locul unde te-ai născut, ai crescut, ai prieteni acolo, familia, este foarte greu. Da. Acolo departe, când asculți interpreții din Mehedinți, gândul tău zboară acasă cu siguranță. Da? Da. Unde ne naștem acolo? Din familie a cântat cineva? A cântat sora mea cea mică și da, sora cea mare are voce foarte frumoasă. Dar nu s-a remarcat niciuna? Nu, din păcate nu. Nu. Credeam că moștenești cântecul de la cineva din familie, de la părinți, bunici? De la bunicul meu a cântat la vioară. Da? Da, dar nu l-am cunoscut, a decedat nu, înainte de a mă naște eu. Vioara ai mai găsit-o prin pod? Nu. N-ai mai găsit-o? Nu, pentru că aș fi păstrat-o cu tot dragul. Că-l puneam pe Dani să cânte cu vioara. Cu siguranță, nu, că lui nu-i da, place. E adevărat că... Aș atunci putea să când spun ai... că mă trag din familie de lăutari. Cum? Mă trag din familie de lăutari. Deci te tragi da, din familie de lăutari. Chiar vorbeam cu Claudia Dascălu, cu colega noastră din cabina radio, Accent, care te admira așa acolo în regia de emisie și te asculta cu maximă atenție și ea fiind interpretă și spunea, Doamne, fata asta are ceva special în gât. Și am zis, da, are inflexiunile ei specifice care nu prea le regăsești la oricine. Asta alo? De la Dumnezeu. Da. Alo? Bună seara. Bună seara. Bine ați venit în emisiunea noastră. Cu cine avem onoarea? Cu Mihăiescu Adrian Laurențiu din Obârșia Cloșani. Domnul Mihăiescu din Obârșia Cloșani. Aș dori o melodie cu doamna Venera. Da? Cu tot dragul ți le dăruiesc. Crești pădure până la cer. Crești pădure până la cer? Nu este melodia mea, este melodia lui Crencute doamna... Crenguțe verde de braț. Doamna Angelica Stoican, eu cânt o mai cântă dragul, și ea pe la anunți, așa. Pe la anunți, la evenimente. Da. Dar o să cânt din repertoriul meu. Vă cântă din repertoriul domniei sale în această seară. Vă mulțumesc mult pentru intervenție și vă doresc o seară minunată. Vezi, sunt șlagăre care voi le interpretați și... Și o să rămână șlagăre. Da. Da, eu... Am admirat-o și o iubesc din tot sufletul pe doamna Angelica Stoican. A fost idolul meu. Da. La începutul carierei mele o divinizam așa pe ea și pe Niculina. Îmi plăcea tot repertorul, bine, îl cânt și la ora actuală. Repertorul da, dumneai. Să știi că acum vreo săptămână chiar am avut o convorbire telefonică cu doamna Angelica Stoican.
Noi, pe noi ne leagă o prietenie veche, noi venim așa cam din aceeași generație, am fost prieteni de familie, ne-a vizitat mereu casa, iar Niculina era micuță când venea la noi în casă și ea și Adriana și de-abia aștept să ajung la Orșova să punem la cale câteva colaborări, pentru că Angelica Stoican încă mai are ceva de spus pentru cântecul popular. Eu îi spun mereu legendă via Mehedincelui. Așa și este. Da. Venera, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii și vreau să încheiem tot cu cântec. Dar nu înainte de a te ruga să adresez un salut telespectatorilor noștri, după care am să închei eu această emisiune. Doresc tuturor telespectatorilor multă sănătate, fericire, bucurii și tot ceea ce vă doriți dumneavoastră să vi se împlinească. La mulți ani tuturor sărbătoriților de Sfântul Petru. Petru, Petruța, Petronela. Și pentru cumnatul meu, că peste două zile va fi și ziua lui de naștere. Eu îți mulțumesc din suflet că ai ales să fii astăzi alături de noi, de televiziunea Accent TV. Și eu vă mulțumesc cu tot dragul. Ne mai despar doar câteva ore de miezul nopții în care tu vei păși cu pași repezi spre un alt an din viața ta. Prilej de bucurie pentru noi să ne unim cu toții glasul și să-ți urăm un sincer și călduros la mulți ani. Vă mulțumesc mult! Și fie ca bunul Dumnezeu să aibă grijă de tine mereu și să mergi mereu cu sufletul deschis, cu capul sus, că ai făcut ceva pentru cântecul popular, pentru familia ta și pentru toți cei care te-au cunoscut și ți-au apreciat calitățile tale interpretative. Vă mulțumesc, vă mulțumesc mult! Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că existi! Și eu îi mulțumesc în fiecare zi, pentru că dacă Dumnezeu n-ar fi, adică dacă El nu m-ar fi creat, n-aș fi pe acest pământ și n-aș fi sănătoasă, n-aș putea să fac absolut nimic. Da. Vreau să mulțumesc încă o dată familiei tale și în special lui Dani, că îți este mereu aproape și ți-a înțeles și ți înțelege dragostea de cântec. Dă-mi voie să salut familia ta de la Bâriac și să le doresc tot binele din lume, să se bucure de, și așteptăm și pe la noi, de sărbătoarea ta. Și dăm voie acum să le doresc și telespectatorilor noștri o seară minunată în continuare, în speranța că emisiunea viitoare ne va găsi pe toți mai buni, mai drepți, mai înțelepți. Doamnelor și domnilor, producătorul și realizatorul emisiunii Porți Deschise pentru Cântec vă spune tuturor la revedere, să auzim numai și numai de bine și să încheiem această seară minunată ascultând-o din nou pe Venera Despău Gogan. La revedere! Nu sta nana fără mine, către cani pe stacine.
la 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 la. În pădure la izvor, la 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 la. Că mi-ești drag de când te știu, la 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 la. Și cu tine vreau să fiu, la 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 la. Să-ți dau nană dragostea, la 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 la. Pentru toată viața mea, la 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 la. La 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 la, de cu seară în pridvor, la 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 la. Că mi-ești drag de când te știu, la 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 la. Și cu tine vreau să fiu, la 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 la. Să-ți dau nană dragostea, la 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 la. Pentru toată viața mea, la 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 la. La 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 la